Bună ziua, prieteni! Vom citi astăzi rugăciunea întâi către Maica Domnului, Pantanassa, care este vindecătoarea de cancer. Atot bună stăpână, sfântă Maica lui Dumnezeu Pantanassa, împărăteasa a toate, nu sunt vrednică să intri sub acoperământul sufletului meu, ci ca ce ești milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv. Spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul tuturor celor care sunt în grea suferință cu cancere la ei acasă sau în spitale, și trupul lor cel slăbit se va întări, căci tu ai tărie putincioasă și cuvântul tău este plin de putere. O împărăteasă a toate, adu-le biruință, roagă-te pentru ei, ca să mărească numele tău cel minunat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.